Bună ziua, domnilor ziariști. Pentru cei care mă văd doar pe mine la ecranul la IPN, vă zic că nu sunt ziariști în sală, sunt doar câțiva. Este, cred că este Accente și mai este cineva în afară de IPN? Cine mai este? Realitatea, mulțumesc. Chiar mulțumesc celor de la Realitatea că dau în direct conferințele mele de presă. Eu am un mijloc de a mă exprima. Am o emisiune pe internet pentru opinia publică, am o emisiune pe internet pe care o difuzez în fiecare miercuri la 20:30 pe antimafie.md și este singurul mijloc de exprimare și eu pretind că punctul nostru de vedere al Mișcării Populare Antimafie este în totală... Noi facem gaură în peisajul mediatic din Republica Moldova. Eu pentru conferința asta de presă de astăzi am două vești, ca de obicei, una proastă și una foarte proastă. Prima veste pe care o am pentru opinia publică este că nicăieri în lume nu există niciun loc pe lumea asta unde ar exista vreo investigație asupra miliardului furat din Republica Moldova. Vestea și mai proastă decât asta este că nici în Republica Moldova nu există o investigație asupra miliardului furat. Mesajul meu este destinat, desigur, unui public mai nu atât de larg, cum ar fi publicul lui Renato Usatăi sau chiar al lui Năstase sau altora. Pentru că miliardul furat din Republica Moldova a istovit instituțiile statului și așa firave și au creat bugete exorbitante pentru mijloacele mass media ale mafiei din Republica Moldova, care sunt antrenate în distorsionarea opiniei publice în legătură cu miliardul furat. Adică, ce vreau să spun? Că la ora actuală, spațiul mediatic este plin cu știri despre miliardul furat, dar nu există o investigație asupra miliardului furat. Eu insist în continuare, ceea ce am făcut la prima conferință de presă, să spun și astăzi că Plahotniuc a început să piardă controlul asupra instituțiilor statului. Plahotniuc se află în agonie. Criminalul Plahotniuc nu s-a aflat într-o agonie mai mare decât asta pe care o are acum niciodată. Din motivul, așa cum vă amintesc, am spus și altă dată, din motivul că în instituțiile statului au apărut semne de autonomie instituțională. Aceste semne de autonomie instituțională nu vor aduce în mod sigur la investigarea unui miliard atâta timp cât nu vor exista mijloace, atâta timp cât mijloacele financiare a grupurilor rivale mafiote sunt mai mari decât mijloacele statului. Conferința mea de presă, am venit să vă anunț la conferința mea de presă că noi, Mișcarea Populară Antimafie, deja săptămâna asta vom depune, până la sfârșitul săptămânii astea, până vineri, vom depune la Procuratura Generală un demers foarte exact. Acest demers constând, noi încercăm să aducem coerență în situația asta în care toată lumea este pe baricade și distorsionează furtul miliardului, noi încercăm să aducem coerență în ceea ce ține investigația asupra banilor care s-au furat din buzunarul oamenilor. Ele deja s-au furat, accentuez, și deja s-au pus pe umerii cetățenilor. Nu manipularea care se face că abia Parlamentul ar încerca să pună miliardul furat pe umerii cetățenilor, ci miliardul furat a fost pus pe umerii cetățenilor, prin două acte arbitrare. Primul, actul din noiembrie 2014, săvârșit de guvernul Leancă, și a doilea act din martie 2015, când guvernul Gaburici a mai alocat încă o sumă de bani, care în total constituie $1 miliard, luați din rezerva Băncii Naționale. Iată de ce noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom depune un demers la Procuratura Generală, prin care îi vom cere procurorului interimar Harunjan să inițieze o anchetă pentru investigarea complicității factorilor de decizii guvernamentare la un cumul de infracțiuni. Noi considerăm că există semnalmentele unor infracțiuni în decizia guvernului, care n-a fost votată, prima n-a fost votată doar de un membru al guvernului, vă amintesc, Mihail Formuzal, iar a doua a fost votată de toți membrii guvernului. Deci, există semnalmentele că membrii guvernului, prin trafic de influențe, au săvârșit un abuz de serviciu. Adică avem cel puțin două articole la ora actuală. Traficul de influență fiind din partea unor factori politici,
în primul rând, două personaje publice cu influență la acel moment, Plahotniuc Vladimir, care a rămas cu influență asupra organelor de stat, cu mare influență, cred că în proporție de 90%. Eu apreciez câteodată că probabil cât rating negativ are, cam atâta influență are asupra organelor de drept din Republica Moldova. Deci accentuez, prin trafic de influență a unor factori politico-economici, mafioți, le spunem noi, din partea lui Filat și Plahotniuc, atunci, la acel moment, și dacă ar exista o anchetă în acest sens în Republica Moldova, s-ar ancheta martori, pătimiți, cei care sunt bănuiți, s-ar ancheta și s-ar vedea cum au influențat, cum au fost sunați membrii guvernului, cum li s-a cerut și cât au plătit pentru ca membrii guvernului să voteze într-un fel sau altul, pentru că este imposibil, după noi, ca atâția membri a guvernului să fie unanim într-o decizie prin care cetățenii Republicii Moldova sunt păgubiți de atâția bani. Și din rezerva Băncii Naționale sunt luați prin două mișcări atâția bani. Concretizând acum, deci tot ce aici se face la ora actuală, dosarul lui Filat, alte secvențe care apar cu comisii rogatorii pentru cei ce declară acum șor în penitenciar. Deci toate astea sunt elemente răzlețe care mai degrabă distorsionează percepția publică asupra miliardului furat, care încă nici n-a început. Ori demersul nostru către Procuratura Generală și de el al aduc la cunoștință opiniei publice, este ca Procuratura Generală să răspundă la câteva întrebări. Există elementele constitutive ale unei infracțiuni săvârșite de membri guvernului Leancă și Gaburici? Sau nu? Și dacă nu există, să ne spună de ce nu există aceste elemente constitutive ale unei infracțiuni. Doi, există elemente care ar induce la faptul că a existat trafic de influență din partea unor factori politici interesați asupra membrilor guvernului ca să săvârșească o infracțiune de serviciu. Și acum revin la ceea ce vă spuneam inițial. Banii care au fost furați din visteria statului și-au mers în buzunarele mafioților din Republica Moldova, la ora actuală sunt utilizați de către cei care au furat acești bani, parte din ei sunt utilizați pentru a induce opinia publică în eroare și pentru a nu permite să se creeze o opinie publică favorabilă investigării miliardului furat. Ca să mă înțelegeți, să înțelegeți foarte exact ce spun eu acum, vizita, călătoria lui Goffman în Statele Unite ale Americii are un buget mai mare decât bugetul procuraturii pentru investigarea acestor cazuri. Mult mai mare. Și ăsta e un singur element. Pentru că vizita lui Goffman în Statele Unite ale Americii se face prin firme de lobby care sunt plătite. Există cercuri de interese care au pus bani pentru chestia asta, iar dacă luăm în cumul și mediatizarea acestui caz din partea unei prese, atunci bugetul ăsta se ridică la multe sute de mii de euro sau dolari. Eu încerc acum într-o conferință de presă să vă dovedesc dumneavoastră sau să încerc să vă aduc la cunoștință de ce, în principiu, prin definiție, nu poate fi în Republica Moldova o investigare asupra furtului miliardului. Pentru că opinia publică, mă refer acum în primul rând, organizațiile non-guvernamentale, care au fost și ele majoritatea parte cuciură adunate în jurul guvernului. Și până acum sunt plătiți anumiți lideri de opinie din societatea civilă din miliardul furat. Ziariști care stau și muncesc în redacție de zi și până în noapte și inventează știri pentru a crea această nebuloasă mare și a manipula opinia publică în investigarea miliardului. Accentuez încă o dată. Eu vreau să aduc coerență și să încerc, în numele Mișcării Populare Antimafie, să cer de la Procuratura Generală să pornească o anchetă pe cazul eliberării garanțiilor de stat pentru scoaterea din rezerva Băncii Naționale a 17 miliarde de dolari care au fost date unor bănci comerciale. Altfel vorbind, de ce membrii guvernului Leancă și Gaburici au considerat că trebuie să acționeze în interesul
a câtorva zeci sau poate și sute de mii de cetățeni care aveau depuneri la aceste trei bănci și să pună riscul financiar a acestor oameni pe umerii tuturor cetățenilor Republicii Moldova. A existat, cred că, un motiv pentru asta. Altul decât unul politic, așa cum ne povestesc la ora actuală Leancă și alți lideri politici. Săptămâna trecută, din câte știți, Iurie Leancă a declarat sau a mers la sediul Partidului Democrat să discute cu Plahotniuc și cu cei care îi sunt subordonați despre o posibilă colaborare cu puterea. Biroul politic al acestui partid, duminică, a decis că vor colabora cu puterea, în situația în care puterea în principiu nici nu are nevoie pentru voturi în Parlament de o asemenea alianță politică. Motivul pentru care Leancă merge în alianță cu Plahotniuc la ora actuală este unul foarte simplu. Și este altul decât cel care s-a speculat în presă că Leancă ar putea să fie prezidențiabil, că ar putea să obțină o funcție în stat. Leancă plătește tribut pentru crimele pe care le-a săvârșit altădată. Singurul ghișeft din toată treaba asta, business-ul în treaba asta, este că nimeni nu mai rămâne în opoziție cu tentă europeană, că Leancă, care este considerat european de cetățenii Republicii Moldova, merge spre puterea, așa zis, europeană, iar în opoziție față de puterea europeană rămân doar formațiunile pro-estice, pro-Rusia. Deci a fost luat din opoziție Leancă ca să treacă foarte exact pentru alegerile prezidențiale pe vectorul est-vest. Conotația ieșirii lui Usatăi în spațiu public. Eu n-aș vorbi despre acest personaj politic. Ca să mă înțelegeți foarte corect, pentru mine este umilitor să vorbesc despre acest personaj și încă să-l plasez în spectru politic. Pentru că ce aici povestește public la două televiziuni Usatăi, că el ar fi solicitat o întâlnire cu Plahotniuc și sau două întâlniri cu Plahotniuc și ăsta i-ar fi acordat aceste întâlniri și el ar fi discutat lucruri despre care astăzi ar fi trebuit să vorbească la Procuratura Anticorupției și n-a intrat, dar a făcut un show mediatic doar. Astea sunt cei ce vă spuneam încă în prima conferință de presă pe care am făcut-o acum două săptămâni. Asta sunt ghionturi publice pe care și le dau clanuri politice rivale public. Iar întâlnirea așa zisă a lui Usatăi cu Plahotniuc, în limbajul lor se numește strelca. Deci au avut o strelcă la GBC în care au încercat să împartă sfere de influență. Ba mai mult decât atât, ceea ce deducem din tot ceea ce spune public și de anumite informații pe care le avem, a fost semnalul transmis de către Usatăi lui Plahotniuc că lumea criminală rusă care stă în spatele lui este nemulțumită de acțiunile lui Plahotniuc. Pentru că Plahotniuc încearcă să rupă legământul cu lumea criminală și să acopere cu americanii. Nimeni din autoritățile criminale, ca să fie clar și aici, și o spun cu toată responsabilitatea, opiniei publice, acelor oameni care au urechi să audă, oficialitățile americane nu sprijină pe nimeni în Republica Moldova. Nici o persoană publică din Republica Moldova nu are acoperire americană. Mă refer acum la instituții publice americane, la instituțiile de stat americane. Și asta a spus-o și ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Nici unul, nici Plahotniuc, nici Goffman și nici măcar Maya Sandu. Autoritățile americane pot și dau anumite, există semnale, dau sprijin instituțiilor statului. Și atunci când eu mă voi adresa în 2-3 zile Procuraturii Generale, acel demers pe care am să-l fac Procuraturii Generale, am să-l fac și către ambasada UE și a Statelor Unite ale Americii. Pentru că eu, ca și cetățean al Republicii Moldova, ca și unul dintre liderii politici a unui partid politic care ne-am aflat atâta timp în opoziție față de actuala putere, nu pot să nu sper că vom avea un sprijin coerent și foarte bine orientat pentru investigarea furtului acestui miliard din visteria statului. În așa fel, voi încerca după acest demers, dacă voi obține o investigare de la Procuratura Generală, voi încerca să obțin
mijloace de la organismele instituțiilor internaționale, de la Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Pentru un program de sprijin, dacă Procuratura Generală pornește o investigație pentru cei ce v-am spus, va fi nevoie de un buget al unui grup de procurori cu experți străini care se va ocupa metodic de investigare a acestui furt din misteria statului. Va fi nevoie de un program de sprijin mediatic, pentru că la ora actuală puținele mijloace de presă independente nu au capacitate să aibă o poziție neutră, mă refer acum, în raport cu clanurile mafiote care luptă între ele. Dar dacă ar exista un proiect mediatic sprijinit din afară, noi am reușit în spațiul public să aducem o anumită coerență pentru investigarea furtului miliardului. Pentru că tot ce aici se întâmplă la ora actuală, în majoritatea cazurilor conștient, în unele cazuri inconștient, presa este antrenată în lupta dintre clanurile mafiote. Toate televiziunile lui Plahotniuc încearcă să dovedească că Plahotniuc n-are nicio treabă cu furturile din Republica Moldova. Iar toate televiziunile Filat, Lucinski, Țopa încearcă să dovedească că doar Plahotniuc are treabă cu miliardul furat. Și din această luptă nu iese absolut nimic. Este nevoie de un proiect mediatic, la ora actuală este imperios necesar de un proiect mediatic sprijinit de partenerii noștri străini. Și numai așa eu mă adresez televiziunii publice care cheltuie banul public, încă o dată mă adresez, că m-am adresat și altă dată, să antreneze în lupta pentru interesul public și să încerce să caute, nu ca televiziunile comerciale, senzații pe la cei ce declară usatei pe lângă pereții Procuraturii Anticorupție. Bune, mei prieteni, acum fac o mică concluzie la ceea ce v-am spus. Motivul conferinței de presă de astăzi este să vă anunț că noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom înainta săptămâna asta demersuri, un demers către Procuratura Generală. Acest demers îl vom aduce la cunoștință opiniei publice și ambasadelor Statelor Unite și Uniunii Europene. Demersul către Procuratură este foarte exact, ca Procuratura să răspundă la câteva întrebări legate de oferirea de garanții guvernamentale pentru scoaterea din misterie a statului a 17 milioane de dolari, dacă nu există în acest caz complicitate pentru săvârșirea unui cumul de infracțiuni, așa cum v-am spus, abuz de serviciu, 2. Trafic de influență și poate încă și altele, cum ar fi, de exemplu, subminarea economiei naționale. Eu aici nu sunt jurist și eu, dacă vedeți, nu vă spun nici articol, deși le știu, dar eu nu mă bag în chestiuni juridice. Deci, asta e o chestiune. Deci, 2. Eu voi încerca să obțin pentru un proiect de felul ăsta, printr-un demers și prin presiune din afară, ca Parlamentul să adopte un buget pentru un grup de procurori care se vor ocupa direct de această chestiune, plus, imperios necesar, vom încerca să obținem bani pentru un proiect mediatic care să sprijine și să acționeze în interesul public, nu în interesul clanurilor mafiote. Iată, asta în mare parte este ceea ce am vrut să vă spun astăzi la conferința de presă și aștept întrebările dumneavoastră. Din câte înțeleg, Procuratura va fi obligată să răspundă la acest demers. Exact. Perioada și ce va aștepta? Din câte știu, legea despre petiționare vorbește despre 30 de zile în care eu voi aștepta un răspuns la demersul nostru. Așa cum v-am spus, copia acestui demers eu am să-l fac public și o să-l depun câtorva ambasade, în special Uniunea Europeană și Ambasada Statelor Unite ale Americii, în vederea încercării să obținem. Deci eu vreau să obțin două lucruri prin acest demers. Să obțin un răspuns al Procuraturii Generale, care sper totuși că poate fi favorabil în condițiile în care, vă explic foarte exact, ca să înțelegi ce se întâmplă acum în organele Procuraturii. Sub presiunea partenerilor noștri străini, în special sub presiunea faptului că a existat o misiune a Fondului Monetar, care a fost săptămâna mai cealaltă, la Chișinău, și în care Plahotniuc cu instituțiile, deci
Vă mulțumesc pentru întrebare și aici trebuie să revin. Deci, până săptămâna trecută a existat un fel de activitate a lui Plahotniuc. Plahotniuc încerca să mimeze un comportament în interesul statului și el spera că reușește să obțină pentru bugetul statului sprijinul fondului monetar, un acord cu fondul monetar. Ce ar fi dat un acord cu fondul monetar lui Plahotniuc? Un acord cu fondul monetar lui Plahotniuc i-ar fi dat o temă de campanie electorală. Apropo, după ce a plecat misiunea fondului monetar din Republica Moldova, Plahotniuc nu mai știe ce să facă cu alegerile prezidențiale. Nu are temă de campanie. Ba mai mult decât atât, nu numai că nu are temă de campanie electorală, dar nu are nici control atât de mare asupra administrației publice, pe care nu are cum să o întrețină. El trebuia să o întrețină din bugetul statului. Deci un acord cu fondul monetar le-ar fi dat vreo 22 de milioane de euro pentru acest an, de la fondul monetar. Le-ar fi dat vreo 60 de milioane bani dezbursați din creditul oferit de către România, Republicii Moldova. În afară de asta, le-ar fi dat posibilitate să acceseze tot felul de fonduri europene la statele membre a Uniunii Europene, să încerce să obțină niște fonduri pentru administrație pe care trebuie să o antreneze într-o campanie prezidențială și tot așa. Deci, plecarea misiunii fondului monetar din Republica Moldova l-a lipsit pe Plahotniuc de o temă pentru campanie electorală. Plus a lipsit bugetul statului de bani. Acum ei vor trebui să taie din bugetul statului, cred că aproape aproximativ o treime, să taie din funcționarii statului, eliberând o parte din funcționarii statului prin care n-au cu ce să întrețină. Și din momentul în care misiunea fondului monetar a plecat, legenda lui Plahotniuc, că ar fi acoperit de americani și pun miză pe el ca pe un factor important în Republica Moldova, a pocnit ca o bășcuță de săpun. Asta s-a întâmplat. Și s-a modificat agenda publică în acest caz. Iată din ce cauză eu vin cu acest demers către Procuratura Generală. Știind că asupra Procuraturii Generale, asupra Procurorului General Interimar, asupra altor procurori se fac presiuni enorme, în condițiile în care, v-am zis, salariile procurorilor care trebuie să se ocupe de investigarea furtului miliardului sunt mai mici decât salariile unor redactori din mass media care sunt de dimineață până în seara antrenați în acest război mediatic împotriva Republicii Moldova. Deci eu despre ce vorbesc? Eu, încercând cu acest demers, încerc să obțin două lucruri. Pornirea unei anchete și consolidarea capacității de administrare a probilor cu sprijin străin. Pentru că la ora actuală vin comisiile rogatorii, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat. Deci sub presiune publică au plecat comisii rogatorii către statele care au conexiuni cu miliardul furat. O comisie rogatorie însemnând niște proceduri juridice extrateritoriale care vin sub formă de informații și ca materie brută pentru anumite investigații în Republica Moldova. Păi uitați-vă, când vine o asemenea procedură făcută după toate regulile într-un stat european, vine la dosar. Ce trebuie să facă procurorul cu această probă? Trebuie să o administreze într-un dosar, pentru că altfel chiar el poate fi tras la răspundere pentru abuz de serviciu sau pentru inacțiune în serviciu. Păi uitați-vă că asta acum își creează scăparea de sub control a situației de către Plahotniuc. Și acum, printr-o acțiune foarte coerentă, opinia publică trebuie să vină să sprijine capacitatea de administrare a acestor probe. Și asta o înțeleg foarte bine partenerii noștri străini, numai că ei văd că opinia publică e bulversată, opinia publică nu înțelege ce se întâmplă. Ăștia au făcut dintr-un martor cheie în dosarul miliardului, cum este Goffman, au făcut un erou rătăcitor prin nu știu unde și îl dau drept un om care ar fi acoperit la ora actuală de anumite instituții americane. Ori asta nu e adevărat. Am ascultat un jurnalist la Jurnal TV care spune niște prăpăstii de Doamne ferește că Betșor ar trebui să meargă nu știu unde și să-l interogheze pe Goffman nu știu unde sau pe Sagaidac nu știu care. Ori procedurile juridice nu presupun asemenea acțiuni extrateritoriale. Acolo poți trimite comisii rogatorii. Adică, ca să înțelegeți dimensiunile acestei bule mediatice, care la ora actuală nu permite să existe în societate o intoleranță pentru miliardul furat.
Iar lumea este antrenată în acțiuni care, de fapt, sunt împotriva acestui fapt. Deci lumea, de exemplu, vă dau un exemplu, lumea este antrenată în colectare de semnături pentru ca să nu fie pus miliardul furat pe umerii cetățenilor. El de mult a fost pus. El de mult a fost spus. Iar când opinia publică, când analiștii, nu știu care, când vorbesc despre faptul că există o lege în Parlament, trebuie să știe opinia publică. Legea aceea care există în Parlament și care a fost amânată, apropo, după ce a plecat misiunea Fondului Monetar. Știți de ce a fost amânată? Pentru că lui Plahotniuc nu mai are nevoie să facă dovada faptului că, că vrea să îndeplinească niște condiții a Fondului Monetar. Ori legea aia este condiția Fondului Monetar și vă spun de ce. Pentru că criminalul Leancă, care a, prin mânuța lui, a scos din bugetul statului atunci 9 miliarde de lei, i-a luat din vistieria statului cu 0,1%. Și misiunea Fondului Monetar spune, voi ați încălcat odată statutul Fondului Monetar, când v-ați băgat la vistieria statului, în condițiile în care noi vă acoperim o treime din buget. Voi v-ați băgat acolo și voi vreți să întoarceți banii la rezerva de stat cu 0,1%. Nu există asemenea procent pe piață. Luați și puneți cel puțin 5%. Deci cel care fură miliardul, după asta face populism și face partid politic. Eu am fost consternat ieri să aflu că n-a existat nicio voce în partidul lui Leanc care să spună nu sunt de acord să colaborez cu Plahotniuc. Oazul Nântoiala, unde e Oazul Nântoiala, care e director de opinie, lumea se uită la dânsul și ăla are, cred că, de om serios, ba umblă pe platforma, da, ba umblă pe acolo, unde sunt vocile astea care spune, domnule, pun piciorul în prag, Leancă, nu mai merg încă o dată cu tine în aventură, să merg să colaborez cu Plahotniuc. Ei totuși fac peste asta. De ce? Vă zic, miliardul furat la ora actuală are, deci au fost atâția bani furați, încât acești bani sunt antrenați și pot la ora actuală, au capacitatea, oamenii care au beneficiat de acest bani, instituții media și mai departe, au capacitatea să ducă un război eficient împotriva Republicii Moldova. Iar structurile de stat ale Republicii Moldova, care și ele sunt infiltrate de conexiuni mafiote, nu pot să opună. Deci statul la ora actuală este un bisișnic pe lângă structurile mafiotice cu conexiuni mediatice care luptă împotriva acestei populații. Lumea care se uită la toată chestia asta pur și simplu și-a pus mâinile în cap și părăsește Republica Moldova. Și noi am ajuns în situația în care, eu spuneam odată și mă iertați de această glumă, țara asta este prea mică pentru o țară și prea mare pentru o casă de nebuni. Prea mare pentru o casă de nebuni. Ce întrebări mai aveți? Ați menționat că veți face presiuni ca Parlamentul să acorde un buget pentru un grup de procurori. Aveți vedere procurori moldoveni sau veți asista? Bunii mei prieteni, eu întotdeauna, noi Mișcarea Populară Antimafia avem și în, și în programul nostru invitarea unor procurori străini. Pentru un asemenea demers, pentru investigarea miliardului, procedura juridică trebuie să înceapă în Republica Moldova. Pentru asta trebuie capacitați procurori din Republica Moldova pentru a începe. Pentru ca acești procurori să aibă nivelul suficient de alfabetizare juridică, să aibă nivelul suficient de a avea pârghie, este nevoie de experți străini. Și partenerii noștri străini sunt interesați, sunt gata să sprijine Republica Moldova. Eu când vorbesc despre investigație, vorbesc despre procedură în Republica Moldova, pentru că cei ce spune că s-ar fi început proceduri de investigare a miliardului furat peste continente, este o distorsionare a opiniei publice, o inducere în eroare a opiniei publice. Procedura de investigare a miliardului furat trebuie să înceapă în Republica Moldova, cu procurori din Republica Moldova. Eu la ora actuală am semnale din sistem, din interior, de oameni care gem sub talpa șefilor lor și care nu pot merge mai departe. În primul rând că nu au resurse. Ca să înțelegeți cât de slabe sunt instituțiile statului, la ora actuală ei nu au resurse pentru investigarea martorilor, pentru aducerea forțată a martorilor, pentru multe lucruri pentru care le spun piedici. Deci nu există, în afară de salariu pe care îl are el de funcție, nu există câteodată nici bani de benzină, nu o să mă credeți, e paradox parcă ceea ce vă spun, dar instituțiile statului nu au niciun minim de buget pentru investigarea acestui miliard.
Ori cei care sunt și care vorbesc în spațiu public despre miliardul ăsta, au totul la dispoziție. Totul la dispoziție. La ora actuală vă asigur că au venit bani din structurile criminale din Rusia pentru finanțări de partide, nu numai de stânga, nu numai lui Usate, ci și unor, așa zise, partide de dreapta, cum nu vreau acum această emisiune, această conferință de presă e dedicată lui Plahotniuc și nu vreau să mă refer la alte personaje publice. Ce întrebări aveți? În cazul în care procuratura nu va avea un aviz pozitiv sau nu va reacționa așa cum așteptați dumneavoastră, ce acțiuni, alte acțiuni doriți să întreprindeți pentru ca să se miște cât pe așa din loc? Singura posibilitate, vă mulțumesc pentru întrebare, singura posibilitate de a introduce coerență în procesul ăsta este ca Procuratura Republicii Moldova să pornească o anchetă pe acest subiect. Nouă nu ne rămâne nimic altceva decât să capacităm în continuare opinia publică, anumiți lideri de opinii care sunt foarte puțini la ora actuală neantrenați în războiul dintre clanuri mafiote. Dumneavoastră vedeți că până acolo s-a ajuns lupta politică, încât dacă strigi cu voce mai mică, cu jumătate de decibel decât Năstase, de exemplu, că Plahotniuc e criminal, imediat ești plasat în tabăra lui Plahotniuc, indiferent că Mișcarea Populară Antimafia are o istorie de 5 ani de zile de luptă împotriva acestui criminal. De aia vă zic că nouă nu ne rămâne decât să facem presiuni în continuare. Deci noi o să așteptăm petiția, deci o să așteptăm conform legii de petiționare răspunsul la demersul nostru, pe care noi îl considerăm foarte exact. Probabil că până acum, nu știu, n-au avut inspirație, n-a fost formulat în felul ăsta. Dar noi formulăm foarte exact ce am spus, cred că am să repet a treia oară. Noi formulăm foarte exact ce vrem de la dânșul. Nu pur și simplu abstract, miliardul furat. Ci noi vrem foarte concret ca Procuratura să se expună. A existat complicitate de cumul de infracțiuni? Pentru ca și abuz de servici, ca și trafic de influență sau nu? Pentru asta trebuie investigați oameni, trebuie făcute anchete încrucișate. Nu există capacitate administrativă la Procuratura Generală, probabil acum există procurori răzleți care gem sub conducerea procurorilor care sunt subordonați lui Plahotniuc. Noi asta vrem să consolidăm. Poate reușim să găsim un procuror care îi sare țandra. Nu putem să nu sperăm în asta. Și atunci obținem sprijin de la partenerii noștri străini. Pe asta vom insista. Dacă nu mai aveți întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că am fost foarte coerent și ne auzim la alte conferințe de presă. Vă mulțumesc puținilor care ați venit la această conferință de presă. O zi bună în continuare.